și vântul și ploile, toate și-au schimbat fenomenele extreme. S-au schimbat, da. Au devenit extreme fenomenele astea, atât de naturale, da. Anul timpul a luat o rasna. Nu. Ce nu-mi place mie cel mai mult, de când cu schimbările climatice accentuate, e nealternanța anotimpurilor și căldura excesivă sau frigul nepotrivit pentru acea perioadă anotimpurilor. Schimbările climatice sunt o problemă ce mai importantă pe care, din păcate, foarte mulți oameni încă nu o recunosc sau o consideră o conspirație. Schimbările climatice sunt schimbare foarte importante care se petrec acum în toată lumea. E o consecință a modului de viață pe care îl ducem, a faptului că acționăm prea târziu, a faptului că nu ne gândim la cauzele care au generat schimbările climatice, pentru că ele sunt o consecință a unui mod de viață defectuos. Astea sunt schimbările pentru mine și nu-mi plac. Aș pune o amendă usturătoare, i-aș împușca, i-aș băga la pușcărie, orice ar putea fi mai grav. Pe toți maferii care își lasă mașinile oprite cu motorul pornit. Deci face un program special pentru mașinile în București, pentru mașini în București. Sunt multe alte metode de a circula în București. Da, aș mări impozitul pentru un motor excesiv de mare. Eu aș vrea să se facă mai multe piste de bicicletă ca să, să fie mașini mai puține și să nu mai polueze. Cred că aș începe, cred că aș da câteva exemple despre cum văd eu viața mea începând de azi sau de mâine împotriva, nu împotriva schimbărilor climatice, ținând cont de schimbările climatice, aș începe cu mine. E simplu, ai internetul la îndemână, caută, găsești acolo orice. Începe tu. Încep tu să schimbi ceva. Da.